Au căzut primii fulgi de nea. În regiunile din nordul țării a nins slab. În satul Cotiujenii Mari din raionul Șoldănești s-a așternut un strat subțire de zăpadă. Imaginile au apărut pe o rețea de socializare, iar internauții susțin că de dimineață a nins și în alte localități. Pentru începutul săptămânii, meteorologii anunță că va cădea lapoviță pe întreg teritoriul țării. Ziua, temperaturile vor ajunge până la 3 grade, iar noaptea se vor înregistra până la -3 grade Celsius. Miercuri cerul va fi noros, iar joi precipitațiile sub formă de lapoviță vor reveni în toată țara. În aceste condiții, șoferii sunt îndemnați să pornească la drum doar dacă și-au echipat mașina cu anvelope de iarnă. Inspectorii de patrulare le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile meteo pentru a evita accidentele rutiere.